Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Spune-i Domnului ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ioan capitolul 9, versetul 3. Când grupul în care se afla Domnul Iisus a întâlnit un orb, ucenicii lui au început numai decât să discute despre motivul pentru care omul se afla în această stare. El a întrebat pe Mântuitorul: cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Citiți episodul în Evanghelia după Ioan la capitolul 9. Să remarcăm împreună câteva lucruri. Întâi, ucenicii erau nerăbdători să pună problema omului pe seama păcatului său. Diavolul va încerca să te convingă că nu te califici pentru harul lui Dumnezeu din cauza păcatului tău. Dar nu e așa. Dumnezeu nu te analizează trecutul pentru a-ți determina viitorul. Apoi un alt aspect. Când Domnul Iisus l-a vindecat, vecinii săi au fost mai interesați de dezbatere decât de sărbătorire. Și nu s-au schimbat prea multe de atunci. Ei au început să întrebe, Ioan capitolul 9, versetele 8 și 9, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu. Un al treilea aspect. Vindecarea orbului i-a făcut să pice examenul religiozității. Întrucât farisei au spus, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Versetul 16. Un al patrulea lucru. Nici măcar părinții bărbatului nu au fost liberi să-L laude pe Dumnezeu, pentru că deja se spunea, vezi în versetul 22, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Așadar, pentru vecini, orbul vindecat a rămas un neajutorat. Pentru liderii bisericii a devenit subiectul unei polemici, pentru părinții s-a ajuns un stigmat social, așa că l-au dat afară. Versetul 34. Dar s-a încheiat aici povestirea? Slavă lui Dumnezeu, nu! Iisus, când l-a găsit, i-a zis, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă. Am spicuit din versetele 35 și 39 din Ioan 9. Așa că în loc să-ți împărtășești problema ta oamenilor și să asculți părerile lor, te sfătuiesc să o spui Domnului în rugăciune. Când o împărtășești cu ceilalți, cel mai bun lucru pe care îl poți obține este simpatia. Dar când o spui lui Iisus, vei găsi soluția.